țin minte că, adică în primul rând mi-a fost foarte, eram foarte stresată dacă o să intru sau nu și de aia, adică m-am pregătit așa cât de bine am putut. A fost una poate dintre cele mai tocilare perioade din viața mea. Și după aia, când efectiv am intrat, era așa o atmosferă de excitement, adică că în sfârșit eram într-un cadru în care toată lumea era interesată de aceleași lucruri și că exista și un fel de, nu știu, context, organizare, plan în care noi să putem să experimentăm cu ce ne interesează și cel mai mult asta s-a simțit în primul an, că pe de-o parte era și foarte multă teorie cu care intram în contact prin cursurile care după aia s-au mai rădit și pentru mine asta a fost de foarte mare ajutor și simțeam că îmi prinde foarte bine să am deadline-uri și să trebuiască să fac un film pe semestru pentru că niciodată nu mai lucrasem în ritmul ăsta. Deci cam astea erau gândurile și senzațiile de atunci. După aia, pe parcurs, recunosc că m-am mai... Nu știu exact ce s-a întâmplat. Cred că a început să crească și frica, adică chestionarea, ce fac. Programul de la școală nu mai era de organizat, adică încet, încet a început să ni se zică că na, proiectele voastre, voi vă ocupați de ele și după aia veniți la feedback, fie înainte să intrați în filmare, fie după. Deci a devenit o experiență mai lonely un pic. Dar bănuiesc că și asta a avut sens, că până la urmă, na, cât de mult feedback să și primești, adică și asta poate să devină confusing destul de repede. Păi, eu înainte să intru la școala de film, în ce scriam, mă obișnuisem să fie așa despre chestii foarte personale, foarte intense. Cred că căutam constant un fel de eliberare, catarsis, whatever, în ce scriu. Și după aia, automat, asta s-a întâmplat și cu primele filme și, de fapt, după aia toate din timpul facultății, pentru că părea că ăsta e instinctul meu, adică să mă duc acolo unde simt că e ceva care arde foarte tare pentru mine, în primul rând, și după aia gândindu-mă și la oamenii care au avut experiențe similare sau sensibilități similare. Și, na, la primul exercițiu, când a trebuit să facem un interviu, eu am zis că iau un interviu lui taică-miu, dar în care să fie așa ceva foarte dramatic, adică să-i spun niște chestii pe care nu le-am mai spus niciodată, să mă duc acolo cu două camere, să-l înghesui cu lumini, cu nu știu ce. Țin minte că când eram pe drum spre filmarea aia, aproape că am zis că nu mă mai duc, adică era atât de multă emoție și atât de mult stres. Și după aia pare că am devenit un fel de adrenaline junkie din punctul ăsta de vedere cu filmele pe care le fac. Adică dacă nu era ceva care să mă răscolească pe mine total sau mizele să nu fie foarte mari și personale, nu doar artistice, formale și așa mai departe, simțeam că nu am de ce să fac filmul ăla. Adică mă gândeam că dacă pentru mine nu e atât de puternic și intens, cum ar putea să fie așa pentru public? Și am simțit nevoia, adică la început era ceva mai degrabă instinctiv și după aia am devenit tot mai conștientă de asta, că lucrez mult cu propria expunere și cu povești autobiografice și făcând asta mă gândeam că dialogul dintre filmele pe care le fac și public ar putea să păstreze ceva din intensitatea aia și poate să fie un catarsis
chiar dacă indirect, și pentru oamenii care văd filmele mele. Și na, m-am tot învârtit, adică cum ziceai și tu, cu temele astea, cu familia, cu depresia, și am, adică despre asta am scris și lucrarea de dizertație, reprezentarea traumei în cinema, și mi-am dat seama că, adică au fost niște ani în care am învățat foarte mult despre limitele mele și despre reprezentarea genului ăstuia de poveste, dar acum simt că s-a încheiat cumva o etapă și aș vrea să, nu știu, să nu neapărat să nu mai fac asta deloc, dar știi cum e, adică descoperi poate un fel de rețete sau îți faci un spațiu în care te simți cât de cât sigur, deși e paradoxal că spațiul în care mă simțeam eu sigur era un spațiu în care de fapt îmi super exploda capul, dar tot, adică și cu asta poți să te obișnuiești. Și acum, na, aș vrea să poate să dozez un pic mai controlat procesul ăsta. Păi clar, frica mea principală e că mi se pare că filmele care mă interesează, mai mult filmele pe care le fac decât pe care le văd, că când mă uit la filme, adică mă interesează foarte multe zone, dar astea pe care le fac, mi se pare că sunt într-o zonă destul de nișată, și mai ales că pe mine în continuare mă interesează mult forma de scurtmetraj. Adică n-am ajuns încă în etapa de gata, am încheiat facultatea și acum sunt ready for the big step. Încă simt că am de căutat în forma asta scurtă și frica mea e că nu-mi dau seama exact unde o să-mi găsesc locul în industrie. Adică și cuvântul industrie pare foarte nepotrivit pentru genul de căutări pe care le am eu acum. Și evident că sunt inițiative de proiecții de scurtmetraje sau festivaluri, nu știu, cu un profil mai experimental și așa mai departe. Dar asta îți, adică te face să te simți că ai o poziție destul de vulnerabilă și că ești pe un teren foarte nesigur. Și dacă nu intri în procesul ăsta de piciuit și te duci la labs și practic începi să lucrezi la lungmetrajul de debut, pare că e destul de ușor să plutești în ceva nesigur. Deci asta e frica mea. În același timp, adică nu e o frică atât de mare încât să mă oprească din asta, adică să zic că gata, nu mai pot să-mi o ard experimental și în scurtmetraje, trebuie să get serious. Adică cred că o să vină asta la un moment dat, sper eu, într-un mod, nu știu, organic, și să încerc să mă învârt în nișa asta, în același timp continuându-mi căutările, adică nu stând pe loc. Cum poate am făcut un pic în timpul facultății, nu-mi dau seama. Poate e un sfat destul de abstract, dar simt că, în primul rând, mie asta mi-a zice și poate ar funcționa și pentru oricine care intră la facultatea de film acum, că mi se pare foarte, nu foarte greu, mi se pare risky în contextul facultății să-ți pierzi plăcerea de a face și de, adică, interesul așa profund personal față de proiectele tale, pentru că ele destul de ușor ajung așa niște, după ce le faci și chiar și în timpul lucrurilor la ele,
parcă devin un fel de obiecte care sunt discutate de mulți oameni care vin din zone foarte diferite și care au gusturi diferite și așa mai departe. Și mi se pare că procesul ăsta poate deveni destul de alienant și să te facă să uiți, nu știu, de exemplu, entuziasmul pe care l-aveai la început și când simțeai că ai chestii de spus și că vrei să experimentezi formal sau cu orice până la urmă. Și mi se pare că e așa un fel de exercițiu constant de să te gândești ce îți place ție și ce te animă și asta descoperi evident și prin filmele pe care le vezi și din ce citești, orice consum de fapt, și să nu devină contextul facultății ca un fel de zid care stă între, nu știu, energia ta creativă care poate să fie foarte vie și wild și, nu știu, reguli, feedback, na, toate chestiile astea care totuși vin impuse din fața din partea facultății. Deci asta mi-aș zice. Mi se pare că mi-am pierdut pe parcurs un fel de elan de care am foarte, nu știu, adică eram foarte în contact cu elanul ăla în liceu și după aia și la începutul facultății, cum ziceam, dar după aia și am observat asta și la colegi și colegi, adică pare ceva destul de generalizat că, nu știu, pare că te pierzi în structurile astea care poate să se simtă uneori absurd de rigide când vine vorba de ceva ce poate să fie atât de liber ca făcutul de filme, știi?